Treci la minte decât noi și mai trecut prin minte. Un om senzațional, o legendă la urma urmei, are și povești savuroase, dar vorbim despre de toate cu nimeni altul decât Nearică Răducanu. Să trească Nearică! Băi, n-am tăiat-o că știam că e plăcerea ta. Să rămână, să trăiești. Mamă, Nearică, tu și cum miroase, Ciucă? Miroase. Mamă, știi cum miroase? Miroase. Stai, până te așezi, Matea, fii atent, ia, ia. Dar nu-ți dau. Nu, că știu schema. S-a prins, bă, Nearică. S-a prins. Băi, Nearică, bă, las-o încolo, ai și șosete vișinii? Aoleu, sunt pe roșu. Sunt pe roșu. Dar uite ce șosete, n-a văzut de roșu. Nu-i ciudă, e până pe aici, că am probleme cu... A, cu circulația? A, sunt medicale? Da. N-am înțeles, bre, Jean-Pierre, adică, uite, te-ai întors la Jean-Pierre. Păi da, bă, nevastă mea, că mă am și kilode și ce ai, că te bag în poartă acum. Bravo, bă, Nearică, da, mă bucur mult că ai venit, m-am gândit că ai luat tot cu roșu rapid, adică de asta am zis. Un fel de rapid, că e vișiniu, dar asta e cu Dinamo. Da. Că jucăm duminică. Da? Și ce faceți? Care-i scorul? Normal să știe, dar eu știu. Perfect. Că acum, cine credea? Nu, dacă știam, mă puneam pariu. I-ați bătut pe CFR aseară. Da. Foarte bine. CFR între ele, eu știu, să vedem. Nearică, hai, întâi de toate, înainte să ne povestești despre viața dumneata, care e de legendă. Ce... Nearică, zi-mi serios, ce e cu Mata, ce ai înțeles din povestea asta cu Ana Maria Prodan? Că Mata îi cunoști pe amândoi, serios. Da. În primul rând, doamnelor, fetelor, aveți grijă când țineți ceva, țineți bine lângă el și nu mai umblați de acolo până acolo niciunul, nici ăla, nici ăla, că pe urmă ne pare rău la fiecare că stai o viață, așa să zice, când stai cu cineva 20-30 de ani, e o viață de om și e greu să te desparți. Că, bă, cât ai fi. Băi, dar n-am înțeles ce ai zis. Adică, fetelor, aveți grijă la tine, te referi. Sau cum? La, și la fete și la băieți, să fim atenți, că dacă ne lasă liber unul pe altul, facem prostii. Adică au stat prea mult liber, mă, ta zici? Da, a fost devastanțat mereu. Ea a fost săraca cu treburile ei, el treaba în partea elanta și știi că dacă nu te vezi viața să ușor începe să te uiți. Am trecut pe multe și când e supărat și astea face rele, ca și fata aia de înaintea ta cu băuturi, că te lași ceva, deci începi să te apuci de ceva și când e supărări și ceva, prima lucru care e băutura. Da. Am avut noroc la astea că nu m-am apucat. Dar care e secretul relației? Vezi? Bă, tot în fotbal, ce... tot tentații și la Mata, tot plecat și Mata. Să spun ce am mai pățit și noi, dar eu ca eu, ca ea, dar nevastă mea săraca, ea era... Ea ducea. Ea a dus greu cu tot, cu copiii, cu ăsta și... Îi mulțumesc, uite, și acum tot ea ne ține pe toți. Uite, și acum face până cu toată ziua mâncare la ea mici. Deci tot soția e baza. Da, toate. Bravo, mă, Nearică, deci la Ana Maria ar fi sfatul să... Să fie bine. Eu, ce sfatul? Acum e greu să mai să întoarcă înapoi. El, eu am înțeles că are o fată care el dacă nu iubea pe aia, nu făcea copil cu ea, mergea pe plasă. Ceva se întâmplă. Ori a vrut să schimbe. Eu zic că nu, e foarte greu. Trebuie... Nu știu de ce să te bagi la... Nu e bine să te bagi în familie așa, așa să dai... Nu... Dar o povață și un sfat așa poți să dai la cineva. Nu știu dacă distanța asta între ei, cum a umblat de acolo până acolo, asta a făcut ca să despărță. Îți spun precis. Dar, Matea, nu crezi că... Poate lasă, o să fie bine. Nu știm ce înseamnă. Da, bine. Eu nu vreau că-i cunosc bine. Păi ea o știu de o copilă când era maică sa. Când mă duceam cu ea, ea era ziaristă și... fugea săraca peste tot să facă și ea rost de o vorjeală, de o vorbă, să scrie declarații, și ea, declarații. Da, da. Vinea, o dădea afară pe ușă, ea intra pe geam. Adică s-a descurcat în viață singură, că a fost boieroaică maică sa cu material cu alea, dar viața, dacă vrei să-ți o iei singură în mâini, tată, o iei singură și trebuie să ia și a făcut singură. Viața acum. E. Nearică, vrem să povestim azi la început de săptămână. Eu îmi pare rău așa ca să aud astea. Eu aș vrea, după supărările astea care și așa suntem
domnilor, doamnilor, bă, hai să mai facem ceva. Eu de-aia tot mai vin până la acolo, acolo să mai mi-aduc aminte de lucrurile adevărate ce vă spun și dacă mă întreabă, să mai râdem puțin, să mai ieșim de asta, că n-ai cum. Da, așa ne-am zăpăcit cum plec. Greu. E greu. Ne-am zăpăcit cum plec, mă, să mă dacă... Numai când te uiți la televizor, când vezi alea, când vezi alea, e bine o după lumea, tată. Nu mai, mă, nu, nu mai... Nu când te uiți la știri cu... decese, cu COVID. Cu asta, cu când vezi de toate nerocirile și noi știam că o să întâmple de asta și ai noștri să ceartă, să ia guvern, să ia și în loc să facă ceva. Nu mai suntem oameni ca lumea. Acum, îmi pare rău. Să tragem de noi fiecare, să fim sănătoși, să trecem și pe asta. Trebuie să trecem, că nu avem ce să facem. Da. Dar ne cam ține. Mata, ai zis să fim cu zâmbetul pe buze, ceea ce tras acum, nu, dar pare tot simțim apăsarea asta. Eu sunt alt stil de... Dar nici eu nu mai am moral, să știi. Moral, nevastă mea. Nu mai am, nu știu, nu mai sunt. Că, mai vreme, că, știi, eu știu la cu lumea așa, să mă văd, să ne pupăm, hai să bem un șprit, să... Pac, bucurie. Nu, adică acum te duci, pac, m-a scat, cu noroc că mai mă vede lumea sau mă știe după voce, să mă văd dacă... Nearică nu ești mata, să eu, și ce să-ți fac tot. Ne-ci frică să ne mai... Dar la mata ai măști speciale? Da, să zice că mă știe lumea după voce. Nu, dacă ai măști speciale. A, de ce? De, pentru nas? Păi, normal trebuie să... Nu-i vrei că mata faci gluma asta mereu. Masca, păi cum am mască, cum toți avem mască cu fața, cum avem, nu știu. Asta e masca mea. Matar, mai deschis gura, cum zicea, și te recunoaște toată lumea. Dar am auzit o poveste, Matar, aveai niște bilete de tren în 84, la campionatul european. Nu erai în lot. Mai ții minte? Nu, cum dracu, sună-te, vrei să știi... 84, campionatul european, mă, și nu erai în lot. Stai, nu erai în delegația oficială și ai luat, aveai... N-aveam, noi, ai auzit ceva, da, hai să, deci zim. Bine că mi-ai asante. De aici, aleu, când erai 80, și cu... De în 84. Aude, ce poze. Campionatul european. Lasă, zi de asta, zi. Uite, asta e echipa d'aur al Rapidului. Da, astea sunt mai vechi. Dar zi-mi un pic așa, deci în 84 asta campionatul european. Da, mă, 84 la, în Franța. Da. Deci eram antrenor, mă lăsați în 79-80 și Lucescu m-a luat la Națională cu portarii. Prima dată când a făcut... Erai primul antrenor de portarii da, în România. Da, bravo, așa da, că zicea, că era generalul ăsta, ăștia, băi, nu se poate, ce antrenor cu portarii? Și Lucescu a venit de afară și a demonstrat că afară așa se face, că și portarii trebuie să aibă... Și am avut șansa, 10 ani am stat acolo și... Imediat în 79-80 am început să meargă bine treaba. Și 81 începe calificările și ne calificăm tată. Șansa noastră în Franța, la campionatul... Da, european. Așa. Și știi cum era treaba aia atunci? Băi, dacă vrea șefii și nu știu ce, nu iese pașaportul, băi. Că știi cum e? Nu țineai pașaportul tu. Îl opreai ei la federație și ăla nu îl luai. Numai când plecai în delegație, echipa națională să știa care e titularul lui națională și pe urmă la aeroport ți-l dădea și ți-l lua înapoi. Da. Că dacă te duceai în străinătate cum a fost în Mexic sau ceva, n-aveai voie să te duci pe stradă, cum zicea ăștia. Că te duceai și te lua poliție. Da. Că, opa, actul. Și dar noi niciun act, vrăzeală, nici n-aveam voie, că toți zice, cum plecai, te bei rică cu dobri, prin unde dragi te duci, mă, că să te ia poliția, la, uite cum e asta, era un hotel, uite, ca așa, cam așa stăteam noi, chiar așa. Și la, cum ieșeai, da, poliția... Da, e afișul acolo. Da, la mă, tată, e cam așa. Da. Cum ieșeai, poliția la ușă, alo, și, da. Unde? Și aveam 2 dolari pe zi, ce drag. Și o gagică era 10, cea mai ieftină. Păi n-aveam, să te duci, mă, să știi. Așa, și ce ai făcut cu aia atunci? Stai să vezi, ne-am calificat. Foarte bucurie, ai la băutură, alea, așa, cum se face. Da. Nu, cum se făcea pe vremuri. Da, toată lumea, la, bă, și... face lotul pe la federație, eu peste tot, toată lumea știa de la aeroport de aia că eu sunt antrenor cu portare, mai măsur, trăgeam de bagaje, făceam, eram bun la orice. Deci nu îmi părea rău, dar să fiu lângă echipa națională, cu Mircea, eram bun. Și mă duceam în turnee, pac, pac, și opa, ne-am calificat la europene.
mă duc, face lista, mă duc la Lucescu, ce Erică, dacă spun ceva, să nu ne-i la bătaie. Ce vrei, mă? Ce, vezi că nu ești pe listă. Unde nu sunt pe listă? La... Nu fiu la listă, mă, eu cu portare ne-am bătut aici. Bă, Mircea, tu crezi că nu faci de-astea, că eu știu, eu una, două, pac, să trag una la câte una, asta este. Nu, mă, nu, uite, spun pe cum a fost. Du-te la generalul Dragnea și vorbește cu el. M-am ce dus... general? Dragnea, mă, era Dragnea, general. Al Dragnea? Dragnea, da, și de mă, erau doi generali, da. Și Stan, și general Stan după aia, da, care și... el făcea listele, generalul Stan cu pașapoarte, cu... M-am dus pe acolo, pe la Federație, tăticu, nu știu ce, nu prea, nimeni nu prea... Bă, urâtă treabă, cred că așa e. Mă, îl prind până la urmă și intru cu japca, nu intru la aia, că nu intru aia atunci. Da, și? Tăticu, să trăiești, ce bă, ce, ce caută? Ia, ce-ai făcut, bă? Nu mai puși pe mine pe listă, mai ai sărit? Facă, mă, și până acolo să plec. Nu merge, bă, că nu te-ai ieșit pașaportul. Păi tu nu iasă pe mata cu pașaport, vezi, doamne, asta era vrăjeala. Da, da, nu ai și pașaportul. Da, mă, asta și? Era vrăjeala pe timpuri. Când, bă, dacă nu le ia pe ăsta la lot sau nu pleacă cu echipa, nu iese pașaport. Mă, bă, nu știu, bă, mă, ce dracu să fac, am bă, mă, Mircio, ce fac, nu pot să fac, mă, adică nimic, acum. Păi și ce-ai făcut? Mă lași și, mă, eu, prietenă, tot m-ai băgat, cu, m-ai luat lângă tine și... Eram nebunit cum să nu mă duc la european, da. Cerec, la mondiale am fost în Mexic și era tot așa. Deci ce-ai făcut aici, Nelica, că mor de inimă? Stai să vezi, e mor, stai mă ușor, lasă-mă, și așa sunt sănătul de mortăciuni. Eu am permis de ceferiști și acum, că de pe timpul lui tata, ceferiști, ceferiști, dar nu de la Rapid. Da. Era tata ceferiști și eu de la 5 ani am permis. Da, și? Și... M-am dus acasă, vorbesc cu nevastă mea, uite, tată, ce s-a întâmplat. Bă, tata, asta e... Nu, trebuie să fac ceva, eu mă duc, trebuie să ajung în Franța. M-am îmbrăcat în echipament, că toți aveam cum echipamentul ăsta la națională, ăsta era la naționale, știi? Da, național. Și m-am îmbrăcat, m-am dus, am luat carnetul de CFR, de tren, a zis, văd, ce dracu, m-am început din gândurile mele, m-am dus, hai, ăștia... la federație, să strânge toți, hai să ai la aeroport. La aeroport toată lumea știa că eu sunt în ștaful tehnic, clar, adică la orice deplasare, nu era nicio problemă. M-am băgat cu echipamentul în ala, mașină, hai la aeroport, aia, hai, noroc, ridică, noroc, mai luăm un tricou, le dădeam pe acolo, hai, mergem acolo, deci ne trimite la avionul cu tare. Mă duc la avion, pac, pac, ne băgăm și ne lasă aminte, ce de când este. Și vorbesc cu ei, hai tata, să ajutăm. Eu am început să car alea, lumea știa că, eu, da. Că eram bagaje, le duc sus, le-am băgat în hal acolo și până la urmă a început să dea drumul. Ăștia, eu când am văzut treaba asta, nu aveam cum să intru, am intrat acolo unde bagi bagajul. Și m-am așezat într-un colț acolo și ăștia a pus închisale. Pac, și eu stăteam... Cum, ca la avionului? Da, mă! Și... Cum, la bagaje? Da, mă, păi ce, iată, mă, mare lucru. Ce... Stai să vezi. Iată, stai să vezi. Bine, deci, cu avionul fără pașaport, în ca la avionului, a? Da, mă, să vezi. A stat până a plecat avionul sus. A plecat avionul sus, a mai trecut 10 minute. Pac! Deschid ușa că... Deci intri pe holul ăla care intri unde stă lumea stânga-dreaptă și în față pe loții și în spate bagajul. Și acolo toaleta și deschid ușa. Poți să intri în avion, nu-i problemă. Adică nu e închis. Știam drum. Eu știam că tu făceam asta de atâția ani. Că Bă, numai în filme am văzut asta. M-a ta la bagaje, pac și... Și am mers și pe acolo... Când mă uit sus acolo, era aia de stoardesc, care pune în cap. Chipiu. Da, eu cu ăsta echipamentul așa, mi-am pus chipiu ăla care intru pe acolo și ceva, o bere, eu căram, așa că eram și când eram, când mi-era frică de avion. Și cum ai ajuns în Franța cu... Stai, mă! Stau, vrei, dar mai... Băi, să mă rog, dar mi-ai adus aminte acum și mă... Când mă duc în spate, unde stăteam eu, era băieți cu masuri, cu în față toți barasane, știi? Cu Lucescu, ei stăteam în față. Și ce-au zis barasane când a văzut? M-am dus, nu era mască, nu știu, dar cu aia.
doriți ceva, o bere, o, cu tava, mâncare, i-a spus la ea, dă-mi tava că le duc eu halal. Pac, pac, da, poftiți. Ăla, ce cauți, bă, tu aici, generalul? De, ce te văd atât, lucrez. Păi cum, mă, că n-am, păi ce, n-am relație, ce drept, să treci la stare, nu o vă deranjez, eu, că îmi spune ce vreți, pac, am plecat. Băi, era o forfătă pe față, pe acolo avionul mergea, eu m-am dus în spate, am început să beau și eu ceva, stăteam acolo în spate. Și vezi, doamna, am luat. Păi stai un pic că nu înțeleg, și în Franța ai ajuns cu biletele de la CFR? Cu la nimic, mă, eu am intrat, cu bagajul am ajuns. Păi și te-au lăsat să intri în țară? Stai, mă, pe atunci când se plece avionul sus, și până mă, când am început eu să, vine gagica aia la mine, care stă ardesa, zice, băi, Nearică, e unul în plus. Îmi zicea mie. Dar eu, hai mă, că ai număratul greșit, vezi ăsta. Că ea și făcea, numărat pe mine. Ricu, să mă rând dacă nu. Și eu, stai mă, ai greșit, lasă, du-te de număr, acolo că nu e. Și pe urmă i-am zis, păstuți, când a jumate i-am zis, eu sunt ăla în plus. Ce, aoleu, pe cum, ce fac acolo? Tu nu-i trebuie, mă, eu să am relațiile mele. Și? Am ajuns, acum în Franța. A, stai, mă, că am ajuns. Am coborât, am ajuns, mă, gata. Am coborât la Paris. Eu ce să fac acum? Cum dracu intru în Franța? M-a dus mintea tot timpul. Să mă dă când. Până mă, hop, iar m-am pus aia cu tricolorul pe mine. Am luat bagajele cu aia. Bă, ce se rupe, haide, taie, hai, eu dădeam de mână. Haide, băi, cu bagajul. Da. Și cu cărucioare. Da. Cu cărucioare. Hai, mă, și eu am ieșit cu ei cu cărucioare pe acolo. Păi și nu ți-a cerut pașaportul nimeni? Nu pune să iasă cu pașaportul. Am și pune că eram bagaje, mă. Păi și nu ți-a zis? Nu, cine să-mi zică? Păi dacă eu că eram cu ăștia. Hai, măsiu, băi, eu vezi, doamne șef. Eram... Și am ieșit până în spate unde că eram la mașină. Le-am dus în mașină și m-am băgat în mașină în spate și a stat așa, uite, și a stat. Și a plecat, n-am mai văzut nimeni. Când m-a văzut la hotel, a înghețat toată lumea. Păi și în țară cum ai ajuns? Las că asta facem partea a doua. Întoarcerea. Nu. Nu, n-a fost mare. Am stat la hotel acolo cu masurii în cameră, am dormit pe jos. Păi nu, băi, lasă cum ai dormit, dar n-aveai pașaport alt, adică cum te-ai întors în țară? Băi, era Giovanni Becali, era atunci cu unul, dacă ți-i minte, a murit la țară cu... Era prietenul lui și au dat unurile pe acolo și avea, bă, era în Franța atunci. Eram la antrenament și stătea sus în tribună. Ricardo, ce faci, tată? Eu când l-am văzut cu Caim, cu Mircea Caim. Da. Și când l-am văzut, aici tu ești, mă, salvarea mea, de te trec. Ce? Hai că n-am niciun ban, sunt pinguin, n-am nimic. Pac, m-a luat ăștia, eu mai căram, mă lăs, ce-am pătărit, pac, să mă dacă minte. Și m-am dus sus acolo, vine el, băi, ne vedem seara. Și i-am zis, băi, cum ai venit? Așa, dar acum vezi că trebuie să-mi cumpărați bilet înapoi. Dacă n-ai pașaport, cum pui? Nimica, până la urmă mi-a dat bani, iar, știi cum eram? Barosan, să mă dacă minte. Mi-a dat bani, nu știu cum. Vreo $1000. Le cinsteam pe toți. Hai mă să vedeți, eu eram barosar. Și până la urmă, cu carnetul de pe mine, bine am făcut că l-am luat. Cu ăla de la CFR, te-ai întors cu trenul, vrei? Nu. Nu. Surpriză, da? Prieteni pe acolo, era de peste tot, cu mașinile. De în Oradea, de la... Și ăia, băi... Trebuie să luăm publicitate. Hai, gata, vrei acum sau mai încolo? Nu, zi repede. Da, fii atent. Și îi spun la unii din Oradea, băi, fii atent aici, când plecați, luni, gata, merg și eu cu voi, până la Oradea. Gata, Neric, vă dau... Deci cu cine ai plecat, cu? Am plecat cu băieții aia care era, vinea, băi, înainte era, am mers cu mașinile. Deci cum nu-ți cerea pașaport? Nu, mă, nu m-a chemat nimeni, nimic nu mi-a zis. Am stat în spate, ăștia a controlat, hai, adică eu fugeam din Franța în România, ce dracu e. Păi ce? Să mură dacă pe cât trecă să... Băi, Nearică, e senzație. Asta, bă, o să mură dacă... Vezi ce ți-am adus aminte? Da. Să știi că e senzațional. Băi, și câte am... Păi stați un pic, oameni buni, că avem multe, Nearică, tocmai e în 84, până ajungem în 2021, câte mai avem? Mai avem ceva. Nearică, te iubim mult și te așteptăm oricând cu... Poate facem o rubrică aici, Nearică, vii și povestim. Oricând, tată, pentru lume, pentru distracția
oamenii să mai uită de supărări ușor, ușor. Am multe să spun. Să mă rog, știi câte am adevărate, originale, nu? Uite, ce mai auzi, mă chem și o spun. Perfect. Deci nu fake news, totul adevărat cu Nearică Răducanu. Mulțumim, Nearică, și sănătate și salutări acasă. Vă pup, sănătate la toată lumea. Vă mulțumim. Lăsați-ne mesaje pe WhatsApp pentru Nearică.